Cine le-a făcut pesănești? Păi de când e mănăstirea aceea. Să-ți vă zic cu Nicodim. El a fost călugăr în partea aia altă, peste zonă, la Sârbi. La o mănăstire Hilandar se chema. Și era o mare acolo, a zis că stare mare. Și s-a dat Maica Domnului într-un vis. Și a zis, te duci, treci Dunărea și la Pișători. Te duci și faci acolo biserică să mă pomenesc. Pentru Maica Domnului. Și el a plecat, a trecut Dunărea, cu haina aia preoțească s-a umflat și nu s-a înnecat. Asta e prima minune, că nu l-a înnecat apa, că el a trecut pe hainele lui, cum a venit peste Dunăre. Dunărea e mare. Și s-a dus prima dată la Vodița. Și a făcut acolo prima biserică și s-a arătat în vis, mai când nu aici. Și el s-a mai dus pe mai multe locuri. A fost și la Ponoare. La Ponoare, nu, la Ponoare s-a întâmplat altceva. Oamenii de la Ponoare, la Ponoare, Oana, au zis, că ce caută popa asta pe aici? Ăsta e hoț, i-a băgat o găină în traistă și a zis, mai furat găina. Și până așa, la intrarea în baie, stăm în Valea Găinii, știi? I-a zis și că e Valea Găinii. Zice Valea Găinii. Și el după aia i s-a arătat în vis. I-a blestemat, a zis să nu se aleagă de munca voastră nimic, ca să treacă ca apa prin ciur, nu știu cum a fost blestemul. Ei. Și nu știu, de-aia și săracii aia pe acolo mai mult. I-a blestemat Nicodim. Și pe urmă i s-a arătat în vis iar Maica Domnului și a zis, nu, te duci la Pișetoriu, ți-am spus eu. Și aici și uite acolo așa, de unde vine aia, piatra, piatra curgea apa, vedea cum să pișe vaca, la pișetul de aia, deci ca o cascadă, știi? Și aici uite acolo, pe piatra. El trăia acolo așa, stâncă, acolo se nevoia el să ruga și așa și așa, purta o cruce mare de plumb la gât. Nicodim ăsta. E aceea biserică crucea lui. Înțelegi așa? Înțelegi, așa.